Un incendiu devastator a distrus din temelii un cartier din Cernavodă. Zeci de familii cu copii au rămas pe drumuri, fără acte și doar cu hainele de pe ei. După ce s-au luptat o noapte întreagă cu flăcările, pompierii au descoperit că nenorocirea ar fi pornit de la un scurt circuit. Alarma s-a dat la câteva minute după miezul nopții. În cartierul Columbia din Cernavodă ardea o baracă de lemn în care era o familie cu trei copii mici. A venit un vecin și m-a trezit din somn că ardem. Am scos scopul copiii afară și a căzut peretele cu foc. Până când au ajuns pompierii, s-a dezlănțuit iadul. Clădirile din apropiere s-au aprins pe rând ca niște torțe. Treziți din somn, oamenii și-au luat copiii în brațe și au fugit, doar să scape cu viață. Cinci autospeciale s-au luptat cu flăcările mai bine de 6 ore. Pentru că în cartierul Columbia nu există hidranți, mașinile de pompieri au plecat la câțiva kilometri să realimenteze, spre disperarea locuitorilor care își vedeau casele și lucrurile făcute scum. Pentru ce au cerut 30 de milioane? Pentru ce? Când avem un hidrant, n-avem o mașină de pompieri, n-avem nimic în tabăra asta. Abia dimineață, pompierii au reușit să stingă incendiul. La lumina zilei s-a văzut și dezastrul. 19 barăci în care trăiau aproape 70 de suflete sunt făcute una cu pământul. Ce mai e rămas? Dacă nu erau oamenii de aici, nu scăpa. Baraca asta nu scăpa. Sinistrații din cartierul Columbia au fost cazați deocamdată într-o sală de sport și un azil de bătrâni. Toată averea lor de o viață a fost distrusă, iar cei mai mulți nu mai au nici acte. Pagubele sunt de câteva sute de mii de lei.